fun. Ce faci? Deși nu are nicio legătură cu discuția de mai devreme, astăzi vom face un antrenament de core. Core? Da. Asta înseamnă că vom lucra musculatura din partea superioară a corpului. Yes. Da? Spre deosebire de antrenamentul de core clasic, astăzi vom pune accentul pe mișcările izolate, adică acele exerciții prin care urmărim un tonus muscular mai bun în timp ce menținem o poziție de izometrie. Haideți mai bine să vă arăt despre ce e vorba, astfel încât să ne lămurim. Haideți, fetelor, vreau să ridicăm ganterele. Da? Vreau să întindem picioarele, să ne așezăm pe lombari, adică partea de jos a coloanei. Da? Ridic ganterele deasupra trunchiului, duc brațele în lateral. Asta e, și apropii sus, fără să miști picioarele, da? Asta e. Și revin. Și din nou, lateral, asta e. Deci lucrezi pieptul, în același timp lucrezi și abdomenul, am o poziție de izometrie, da? A trunchiului, prin menținerea picioarelor la 45 de grade. Și în același timp dau drumul la brațe lucrând foarte bine musculatura pieptului. Foarte bine, Flavia. Inspir tot timpul pe coborâre, expir pe revenire, da? Bine, bine, Miruna. 2, 1, bun, stop. Vreau să ne ridicăm înșezând, da? Ridic un singur picior. Am ganterele răsucite în fața umerilor, apropii deasupra capului și revin cu coatele în interior. Și din nou sus și din nou revin, da? Și din nou sus și din nou revin. Asta e, hai. 3, și împing deasupra capului, am piciorul ridicat. Foarte bine, Miruna. Hai, coatele în interior pe revenire. Lucrez musculatura umerilor, da? Mușchii deltoizi și în același timp, la fel, mențin în izometrie, în tensiune, platul abdominal, da? Hai, și inspir. Foarte bine, Flavia. Expir și 2. Bine, și ultima. Ok, vreau să lăsăm ganterele jos, da? Vreau să ne așezăm pe lateral. Am piciorul de deasupra în față. Da? Asta e. Am un braț ridicat deasupra trunchiului și cu piciorul de deasupra dau un mic balans spre înainte, flexând genunchiul în față, da? Hai, și dau drumul la balans. Dau drumul la balans. Haide. Trage genunchiul spre piept. Asta e, Miruna. Hai. Și asta e. Revin și îl duc spre înapoi la revenire. Spre înapoi. Dau drumul la balans. Asta e. Bine. Și nu ating cu vârful solul, da? Nu ating la spate. Asta e. Ridici. Asta e. Hai, Flavia, menține acolo în izometrie talia. Bine. Și aduc genunchiul în față mult. 3 și 2 și 1. Bun, fetelor. În aceeași poziție, da? În aceeași poziție, dar de data asta cu piciorul jos, am gantera lângă bazin, ridic gantera deasupra trunchiului, da? În 3, 2, 1, dăm drumul la braț. Sus și revin. Sus și revin. Asta e. Aduc gantera lângă bazin tot timpul. Haide. Și asta e. Aici e bazinul, Miruna. Sus și revin. Și 4 și 3. Inspir pe ridicare, expir pe revenire. Am talia în tensiune, lucrez foarte bine. Mușchi deltoizi. 2, 1. Foarte bine, fetelor. Ultimul exercițiu. O să vreau așa. Ridicăm ganterele. Da? Sus călcâiele. Rulăm pe spate. Revenim înșezând fără să ating cu călcâiele jos. Și dau drumul la brațe înspre înainte. 3 repetări. Hai să vedem. Și rulez. Revin înșezând și una, două, trei și din nou spate, revin, asta e, sus împing, doi, unu și continui și sus bazin, asta e, inspir, expir, doi, unu și rulez, asta e, până pe cervical rulez, da? Doi, unu și ultima repetare, haide și trei, doi, unu, respirăm, bravo!